Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua, doamnelor și domnilor invitați. Propun ca să începem ședința prin ascultarea timpului român. Constituirea bugetului sunt un pic diferite de anul viitor, de anii trecuți,
Drept urmare, avem nevoie de suma care va veni și algoritmul de calcul al sumei care va veni de la bugetul statului. Altfel, nu ne mai permite legea să facem un buget din fondurile proprii și un alt buget ulterior după ce ne vine bugetul de stat. Deci trebuie să asigurăm fondurile pentru salarii și pentru cheltuielile care sunt deja în derulare de la începutul aprobării bugetului. Drept urmare, s-ar putea, dacă nu ne vin cotele defalcate și proiecția bugetului pe anul viitor nu ne va veni până la sfârșitul anului, s-ar putea ca bugetul să-l aprobăm în prima sau a doua săptămână a anului viitor. De urmare, încă o dată vă mulțumesc pentru disponibilitate și dacă nu ne dați, ne vedem sigur. Da, domnul scuze că intervin. România a trecut prin niște momente istorice zilele acestea și am apăsat la început de aia foarte prins de ședință. Aș propune să țin și noi un moment de recolegere în memoria noastră. Ordinea zilei s-a epuizat, declară închisă lucrările.